Să încercăm acum să găsim un răspuns la problema asta, că nu mi se pare corect să muncim așa ca să rezolvăm în ecuație de gradul 2. Hai să ne întoarcem. Când am făcut F de 5. F de 5 a fost așa. Egal cu 5 minus 3 supra 5 plus 4, nu? Și 5 minus 3 fac cât 2? 2 pe 9. Deci, vezi? Practic, am aflat semnul de sus și am aflat și semnul de jos. Adică, după înlocuire, ce număr mi-a dat sus? Pe ce îmi dat? Și dacă unul e plus, altul e minus, altul e minus. Deci fac să le aportul semnelor. Pe mine nu mă interesează concret ce valoare e. Mă interesează dacă e pozitiv sau negativ. Și pentru asta trebuie să luăm expresia de sus, să o gândim ca o funcție de sine stătătoare. Cea de jos ca o funcție de sine stătătoare. Fac semnul numărătorului, semnul numitorului și până fac raportul. Plus cu minus, minus cu plus. Nu așa ar veni? Mult mai ușor? Deci o să zicem așa. Deci dacă ți se dă să se rezolve în ecuația aceea x minus 3 supra x plus 4 mai mare ca 0, tu zici f1 de x egal cu x minus 3, apoi f2 de x egal cu x plus 4, da? Fac semnul f1, fac semnul f2, deci facem x minus 3 egal cu 0, x egal cu 3, x plus 4 egal cu 0, x egal cu 4, da? Cu minus 4, minus 4, nu mă lăsa așa. Nu, dar tu ai scris, dar eu am scris prostii. Și tu ești aici prezent lângă mine. Și acum fac repede tabelul, zic x de la minus infinit la plus infinit. Da? Fac semnul lui F1, F1 de X care e X minus 3, ea devine 0 în 3, uite, când X-ul e 3, Y-ul după înlocuire este 0. Da? Și trag linie și fac semnul ei, și anume, dau un X din zona din care vreau eu, minus. La minus și vin la 3, pe 0 să-l dau, nu? Cât e imaginea 0? Nu, vezi pictul 0, 0, minus 3, face negativ, da? Minus pe aici și plus în partea cealaltă. Și după lui x plus 4. Da, f2 de x, luăm și pe f2 de x. Care x plus 4. Ce se anulează? Unde este ea? E 0. Minus 4. Deci în dreptul minus 4 punem 0. Dăm o valoare din zona de la minus infinit la minus 4 ca să... Minus 1. Păi minus, minus, minus 4 nu e minus 1. Sau minus 5. Minus 5. Și minus 5 plus 4 face minus 1. Deci tot minus este pe aici. Pe urmă, plus. Și acum scriem fracția de desubt. X minus 3 supra X plus 4. Da? X minus 3 supra X plus 4. Fiind fracție la în dreptul minus 4 nu există, punem bare, că numitorul e 0 și nu există. În dreptul lui 3, 3 minus 3 fac 0, 0 pe ceva face 0, merită 0. Da. Și acum începem. Minus cu minus la împărțire face plus. Apoi, plus cu minus, minus. Plus. Iată că la întrebarea unde este mai mare ca 0, citește. Aici e pozitiv și aici. Te duci sus, așa, așa vezi. Minus infinit, minus 4. Așa, reuni cu? Cu 3 plus infinit. Deci exact ce am obținut în univers. Când am muncit atâta. Deci x minus 3 supra x plus 4 e mai mare ca 0. Când x este de la minus infinit la minus 4, reuni cu 3 plus infinit. Asta e partea clară că trebuie să rămână în minte. Deci, dacă ai de rezolvat o inecuație fracționară, îți închipui că ai o funcție f1 la numărător, f2 la numitor, da?
și iei de o parte, îi faci semnul, anulezi egal cu 0, găsești rădăcină, îi faci tabelul de variație semnului pentru numărător, pentru numitor și până faci raportul semnului, plus cu minus, minus cu plus, toată povestea de acolo. Da. E foarte simplu, da? Însă nu știi de ce am făcut toată povestea asta? Știi de ce? Fiindcă tu te afli în clasa 11-a și cu ocazia asta am făcut și ceea ce înseamnă asimptote verticale, orizontale, da? Deci în studiul acesta a fost benefic pentru noi. Da. Dar simpla rezolvare a inecuației pentru clasa 9-a înseamnă așa. Faci semnul numărătorului, semnul numitorului, raportul semnului. Însă, de cele mai multe ori ca și tine, și ei acum fac mecanic. Ei nu înțeleg că se ascunde în spate faptul că numărătorul este o funcție de sine stătătoare. Ea avansă niște Y, funcția aceea, urmărdându-i X valoare de la minus infinit, de la minus infinit la plus infinit, Y-ii care apar sunt pe o anumită zonă Y negativ și după aceea pozitiv. Da? La fel și pentru cealaltă. Ei nu înțeleg asta. Ei spun așa, fac semn plus, minus, minus, plus, acolo, la stânga semn contrar, la nu știu ce. Totul e mecanic. Dar aceste lucruri înregistrate mecanic nu sunt deloc sănătoase. Nu te avantajează. De aceea trebuie să înțelegem bine de unde vin, ce se întâmplă și eu nu obosesc niciodată să mă obosesc și insist continuu pe partea din spate a lucrurilor. Trebuie înțeles neapărat mecanismul. Ce anume fac eu acolo? Ce se întâmplă? Ori dacă fac niște lucruri, Cosmine, să zicem, numai așa ca să trec clasa și nu înțeleg nimic, sfârșești până treci din clasă în clasă, te trezești la bacalaureat cu foarte multe boluri, nimic nu ți-e clar, ești sub presiunea timpului. Care e matematica asta? Ce rost mare? Nu m-a atins cu nimic în toată perioada asta. Da? Deci trebuie înțeles foarte bine. Așadar, eu puteam să încep așa lecția. Ca să rezolvăm asta, fie funcția de aici, începeam repede, îți dăm niște X, cum să facem tabelul, băi, vezi pentru o zonă că sunt pozitiv, pe alta negativ, cum facem noi în situația în care mă interesează doar pe cei care sunt mai mari ca 0? Sau mai mici ca 0? Și te duceam, dar eu am insistat, fiindcă m-a interesat, să facem și studiul acesta mai atent, mai ales că am avut o fracție, limita la stânga, limita la dreapta, ție sunt lucruri familiare acestea, nu? La plus infinit, limita la minus infinit, că acestea nu se fac zadarnic. Deci problema care mi-am pus eu acum, în lecția asta, a fost să te motivezi, să înțelegi de ce facem limite. Tot din nevoia practică. Eu vreau să găsesc informații, să știu foarte bine ce se întâmplă cu Y-ii și ăștia. Și de aceea nu pot să-i găsesc pe toți până la plus infinit. Nu, n-am cum să... Și atunci mă interesez să văd cum s-au comportat ei câtă vreme ei și se duc la plus infinit, ce fac Y-ii. Da? Sau când se duc la minus infinit, ce fac Y-ii. Sau când suntem în dreapta, ce fac Y-ii. Deci în dreapta lui minus 4. În stânga la minus 4, da? Ce se întâmplă cu Y? Ăsta e motivul. A nu se înțelege că limitele acestea se fac așa, ca o poveste de tipul pierdem timpul. Ne stresăm încă cu niște informații. Nu. Ci era un lucru la bază foarte serios. Îmi vine în minte acum o chestiune care trebuie să o zic. Nu știu dacă tu ai auzit, Moisilu, a fost un mare, mare matematician al nostru, Moise, n-ai auzit. Și este invitat Moisil și se spune, domnul profesor, mare, mare academician, domnul profesor, știți, vreau să ne vorbim ceva despre medie. Nu știu dacă tu ai auzit ce înseamnă media. De fapt, faci acum la clasă. Faci la clasă, când îți faci media, când îți calculezi media, ce faci? Ai la ora niște note, da? Și le aduni și le faci la numărul lor. Da. Deci, media aritmetică. Ai media aritmetică, da, sigur. Ai un 3 și mai ai și un 9. Da? Și atunci zici, media la orală e 3 plus 9, supra 2, că sunt 2, da?
și face 12 pe 2, 6. Da. Și acum Moisil întreba, totuși, vorbiți-ne ceva despre media asta, ce înseamnă? Opo hidrogilor, așa vorbeam. Opo hidrogilor. Se vede că se... e vorba de o comportare la mijloc, extreme. Cum ar zice, ai luat un 3 odată când n-ai știut, ai luat și un 9 și pe total se pare că pe la 6 te strecortul. Da. Cam aici, cam atâta știi carte, nu? Da. Dar el dă un exemplu, era renumit el așa, să ne închipuim că ești cu fundul, cu o bucă, așa, chiar așa vorbești, cu o bucă de la fund, pe o plită încinsă și pe cealaltă pe o înghețară. Ca medii, a trebuit să te simți bine. Dar vai de curul tău! Deci, el era renumit în toată povestea asta. Așa și media pare să fie bine, nu? Vai de curul tău! Așa. Am spus-o, el îmi amintesc și altă secvență foarte faină. La examen, tot Moise. Un student se căznea acolo la tablă și nu știu ce. Și el se uită, lasă așa. A, de carnetul. Tu știi, studentul carnetul, când se apropie de el, îl pupă pe frunte, spune, ia 5 de aici, spune că te-a pupat Moise pe cur, că ăsta nu-i cap. Da, renumit în lucrurile acestea. Așa, mă întorc și continui lecția. Deci când am văzut că nu poate să ducă o raționare la capăt și nu-i deloc așa, spune așa ceva. Da, haide să continuăm. Să continuăm și să vedem exact care-i povestea când rezolvăm inecuații. Să ne închipuim că eu îți propun acum să rezolv inecuația următoare. Să se rezolve inecuația 7x pătrat plus 3x totul supra x pătrat minus 1. Deci este x pătrat minus 1 mai mare ca 0. Începe să povestești ce simți tu în fața acestei inecuații. Le luăm pe rând. 7x pătrat plus 3x o egalăm cu 0. Deci 7x pătrat plus 3x egal cu 0. E echivalent cu 2 un x în factor. Plus 3x egal cu 3x, da. 7x plus 3. Da. Și ca să ne dea 0, x1 este 0. Iar x2 este 7x egal cu 3 pe 7. Și x2 este cu, egal cu minus 3 pe 7. Deci x1 egal cu cine? 0. X1 egal cu 0. Iar x2 e minus 3 pe 7. Minus 3 pe 7. Și facem tabelul de variația semnului pentru funcția aceea de la numărător. Da. Da. Deci de la minus infinit la plus infinit. Da. Deci facem un tabel de variații x de la minus infinit la plus infinit. E vorba de 7x pătrat plus 3x. Și ai găsit ce rădăcină aici? 0 și minus 3 pe 7. Deci minus 3 pe 7 minus 3 3 pe 7 și 0. Da? În dreptul lor 0 și 0. Deci y-ul sunt 0 și acum dă un x dintr-o zonă
ca să vezi ce se înlopții. Minusul, mă, pe aici ar fi, nu? Și dacă locuiești pe X cu minus 1, cât faci aici? Minus 7. Da, pe minusul la pătrat face plus. A, 7. Și minus 3. 7 minus 3, 4. Deci pozitiv. Plus, atunci, da? În zona asta. Apoi, sigur, va fi minus. Minus. Plus. Și plus, plus. Să vedem cealaltă. X pătrat minus 1. Da? X pătrat minus 1. Egal cu 0. Da. X pătrat. Deci x pătrat minus 1 egal cu 0. Asta înseamnă că x pătrat egal cu 1, nu? Da, x pătrat egal cu 1. De unde rezultă că x1 2? X1 egal cu plus 1 și x2 egal cu minus 1. Deci minus 1 și plus 1, da? Da. Deci până minus 1 tot l-am pus da, acolo undeva și plus 1 în partea asta. În dreptul lor 0 și 0. Și acum luăm o valoare dintr-unul din intervale. Ori la minus infinit la minus 1, ori la minus 1 la 1, ori la 1 colo. La minus infinit la 1, minus 2, nu? 2, da. Cât ar face? Minus 2 tot la 2, 4. 4. Minus 1, 3. 3, deci pe aici plus. Plus. Și pe urmă minus. Și iarăși plus. Da? Da. De desubscriem fracția. 7x pătrat plus 3x totul sub a x pătrat minus 1. Minus 1 pe 0 nu se poate bară. Deci ceva pe 0 nu se poate. Deci în dreptul minus 1 punem bară și la 1 punem bară. Da? Da. Că sunt de la numitor. Da. Deci minus 1 și 1 sunt cele care au anulat pe x pătrat minus 1. Îl făceau pe 0. Da? Și atunci împărțirea 0 nu are sos. În rest, la minus 3 pe 7 este 0, 0. Că 0 pe ceva face 0 și la 0 se depasă, da, 0. Și acum începem. Plus cu plus dă plus. Da, plus. Minus. Minus. Cu minus. De ce? Plus. Minus cu minus face plus. Plus. Și după plus. De ce plus? Iar plus cu minus. Da, mai întâi minus și pe aia plus. Da, atenție mult, mai e bun. Da, și minus. Plus. Și pe urmă plus. Și întrebarea îi... Ne-am avut mai mare ca 0. Deci 7x pătrat. 7x pătrat plus 3x totul supra x pătrat minus 1 este mai mare ca 0 dacă și numai dacă x aparține x aparține cui? De la minus infinit la minus 3 pe 7. De ce la minus pe la minus 3? Tu până la minus 3 pe 7 vezi? Păi plus, nu. Eu vreau deci, să văd numai plus. Mai mare ca 0. Deci de la minus infinit da. Până la minus 1. Păi nu se vede, uite așa vezi. Da. Deci la minus infinit la minus 1 deschid, reunit cu altă zonă. 1 plus infinit. Este și acolo, dar până acolo nu mai e vreo zonă cu plus? Minus 3 la 0. Adică nu. Da, adică nu. De ce renunți? Adică da, adică nu. Adică da, nu. Păi, aici am fost cu plus, te-ai dus, ai văzut. Da. Altă zonă. Asta e cu plus. Da. Și dacă asta e cu... De aici ai plecat. Asta e cu plus. Unde? Pentru x și de la minus 3 pe 7 la 0. Deci reunit cu minus 3 pe 7 la 0. Reunit cu... 1 plus infinit. 1 plus infinit. Simplu. Deci tu, după ce ai făcut tabelul fracției, citești unde, cum vrei. Cu plus. Mai mare ca 0. Și vezi unde e plus. Aici, aici și aici. Și linia x-ul o citești, pur și simplu, da. Pentru y care apar aici. Dar dacă ți-aș fi dus 7x pătrat plus 3x supra x pătrat minus 1 mai mic ca 0.
Unde vezi tu minus? Echivalent cu x aparține intervalului de la minus 1 la minus 3 pe 7. Sigur, da, la minus 1 la minus 3 pe 7. Reunit cu 0 plus 1. Reunit cu 0 pe 1. Da. 0, 1. Dar dacă ți-aș fi zis mai mic egal cu 0. Da. Ar fost minus 1 la minus 3 pe 7 și fiindcă e și egal cu 0, aici și egal cu 0, e interval închis aici unde e. Da? Deci, la acolo unde e și egal cu 0, deci la minus 3 pe 7, le și pe minus 3 pe 7. Apoi... Și la fel și la 1. La 1 n-ai voie, că e bară. Unde e și egal cu 0? Aici. Da, da, deci așa rămâne. Deci, da, bă, nu, aici rămâne închis. Deci îl luăm și acolo unde este 0. Este 0, este 0 la minus 3 pe 7, când era strict, nu îl luăm închis. Dar acum, fiindcă este și egal cu 0, îl luăm la minus 3 pe 7 și la 0 închis. Dar... Hai să mai vedem o altă inecuație. Deci să se rezolve inecuația, să spunem x la 3-a minus 1 supra x pătrat minus 5x plus 6 mai mare ca 0. Deci se rezolvă inecuația x la 3-a minus 1 totul supra x pătrat minus 5x plus 6 mai mare ca 0. Cum procedăm? Păi x la 3 minus 1 e egal cu 0. Așa. Rezultă x1, 2. X la 3 minus 1 e egal cu 0. Da, 3 rădăcina te păi 3. X1, 2, 3. Hai, și cum îl afli, știi? Păi 1 ar fi plus, plus minus 1. Păi dacă e 1, da. Dar minus 1, minus 1 la 3 face minus 1. Și minus 1 și cu minus 1 fac minus 2. Deci minus 1 nu-i bun. E? Ia să vedem ce facem aici. Să văd. Știi tu cu cine este egal la A minus B pe lângă A pătrat plus AB plus B pătrat? Ai putea să descoperi? Da. Ia înmulțește acolo. Egal cu. Și A minus B pe lângă A pătrat plus AB plus B pătrat. Păi luăm pe acum, mulțim pe toți, nu? Nu vrei să vorbești cu voce? Să A, A la a treia plus A deci face A la a treia. A la a treia. Plus A pătrat B. Da. Plus A B la a doua. A B la a doua. Se termină cu A. Da. După minus A pătrat B. Da. Minus A B la a doua. Da. Plus cu minus, minus B la 3. Minus B la 3. Și egal cu plus A la 2 cu minus A la 2 se reduc. Da. AB la 2 cu minus AB la 2 se reduc și ei. Și egal cu A la 3. 3 minus B la 3. Ăsta ar fi răspuns. A la 3 minus B la 3. Deci invers. A la 3 minus B la 3. Deci... Hai să zicem așa. Deci A la 3 minus B la 3 este egal, scriem așa, ca o formulă pe care am descoperit-o. Deci A la 3 minus B la 3. Egal cu A minus B pe lângă A pătrat plus asta AB plus B. Deci A la 3 minus B la 3 este egal cu A minus B
pe lângă A pătrat plus AB plus B pătrat, da? Da. Iar A la a doua minus B la a doua cât ar fi? A la a doua minus B la a doua este tot A minus B pe lângă A plus B. Da? Dacă le mulțim, dă perfect așa. Dar vine vorba, hai să vedem și A la a patra minus B la a patra. A la a patra minus B la a patra e egal cu cine? A minus B. Tot cu A minus B se începe. A minus B pe lângă. A la a treia. Foarte bine, A la a treia. Plus, plus A la a doua B. Plus, plus A, a B, B la a doua. Deci A o descrește ușor. Da. 3, 2, 1, nimic. Și plus B la a treia. Plus B la a treia. Ai putea să te convingi că e bine? Da. Mă, cât mulțești acolo și dai seama, da? Cât face A la a cincea minus B la a cincea. Egal cu A minus B. A minus B. A la a patra plus A la a treia B plus A la doua. A la a doua B. B la a doua. B la a doua. Deci pe măsură ce crește A, descrește A, crește B. B, da. Plus A, plus B la B, la AB, 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 la întâia. Nu, la a treia. A treia, dacă AB-ul crește. Dar trebuie să facă tot timpul, da, suma 4. Da. 3 și cu 1, 4. 2 și cu 2, 4. 1 da. Și cu 3, 4. Deci tot timpul suma asta de sfii. Și plus? Plus B la 4. B la 4. Ia să te văd acum A la 6-a. B la 6. B la 6. Tot cu A minus B. A minus B pe lângă A la 5-a plus A la a 4-a B la 1-a plus A la 3-a B la B la 2-a nu, B la 3-a, pardon. Au despre ești? B la 2-a plus A la 2-a B la 3-a plus A B la a 4-a plus B la a 5-a. Deci ai spus A, a la a 5-a plus A la a 4-a B la a 1-a, da. Plus A la a 3-a B la a 2-a, da. Plus A la a 2-a B la a 3-a, da. Plus A B la a 4-a, da. Plus B la a 5-a. Deci așa asta ar fi formula lui A la a 6-a minus B la a 6-a, da? Da. Bun. Cât este x la 3 minus 1? Hai să ne ocupăm de x la 3 minus 1. Deci x la 3 minus 1, ca și cum ar fi 1 la 3. Da. E egal cu? Cu x minus 1. Așa, x minus 1. Pe lângă x la 5, x la 3. Păi cum? A la 3 minus B la 3, uite. A, x la, pardon, x la 2. X la 2. X la 2. Plus x minus plus AB, adică plus x ori 1. X ori 1, adică așa, plus 1. Da. Da. Și egal cu 0, nu? Egal cu 0. Așa era, x la 3 minus 1 egal cu 0, da? Da. E bine, cât este acolo? Cât, cât ori, cât la mulțire facem 0? E când unul dintre factor este 0. Adică de acolo cine ar să fie 0 odată? X minus 1 egal cu 0. Da. Deci avem două posibilități. Deci avem x minus 1 egal cu 0 și sau da. X pătrat plus x deci avem, deci, egal cu 0. Deci avem x minus 1 egal cu 0 sau x pătrat plus x plus 1 egal cu 0. Deci găsim o primă rădăcină x 1 egal cu 0. Adică prima, da. X-ul egal cu 0. După... Nu, X-ul egal cu 1, pardon. X-ul egal cu 1. Da. Da. A, așa. Și la... celelalte două le găsim rezolvând ecuația asta. Păi, înmulțite se... La adunate se dea 1 și înmulțite se dea... Nu prea există. Adunate se dea minus 1, ar bine aici. Da. Și înmulțite se dea 1, tot nu există. Ia vezi tu delta cât este aici. Studiază pe delta. Dacă nu găsești deodată, înseamnă că e o problemă acolo. Să vedem cu delta ce se întâmplă și...
numărul complex. Adică delta vine x1. Sigur că da. Delta are rădăcini complexe, da? Da. Zicem x1, x2, 3. X, da, x2. Că 1 l-am găsit. Da, aparțin lui ce? Minus b plus minus... Sunt complexe, pur și simplu, are rost. A, nu mai facem. Deci nu ne mai scautăm, că nu le trecem în tabelă. Că nu, am vorbit așa, nu? Că da. Numai rădăcinile reale se trec în tabelă. Deci, clar că x2, 3 nu mai sunt numere reale, nu le putem trece în tabelă. Da. Și acum hai să facem tabelul de variații pentru numărător. Deci, luăm x de la minus infinit la plus infinit. Trecem toate rădăcinile pe care le găsim aici. Toate. Și observăm că numai 1 ar fi. X egal cu 1, am zis, nu? 1, în dreptul său e 0. Cu x stabilim semnul. Lui x la 3 a minus 1. Atât. Dacă o singură valoare am găsit, dăm lui x din interval un număr. 1, minus 1. Minus 1. Minus 1 tot la 3, minus 1, minus 1, minus 2, adică e minus... Minus în zona asta, minus și plus. Da? Minus, minus, minus și plus. Plus. Cu asta am stabilit cu numărătorul. Ne ocupăm de cine, crezi, acum? X pătrat minus 5, x plus 7. Asta e de numitor. Te rog. X pătrat minus 5, x plus 6 e egal cu 0. Da. Deci x pătrat minus 5, x plus 6 e egal cu 0. Ce înseamnă? Ca să fie, ca să fie mai repede, ar fi două numere adunate să dea 5 și așa, și mă ții să fac 6. 2 și 3. 2 și 3. Deci x1 este 2. Da. Și x2 e 3. 2 și 3 pe aici sunt, nu? Da. Dincolo de 1. Cui îi stabilim x pătrat minus 5x plus 6? Îi stabilim semnul, nu? Da. X pătrat minus 5. 0 și 0 e zis, sunt dreptul doar. Nu. 1 pe aici, la 1 pe 0, tragem bară că nu merge. Da. 1... Asta e când a stabilit semnul. A stabilit semnul aici. Păi dăm un... O valoare. Din zona până în 2. Până în 2. 1. 1. 1 la pătrat e 1. Minus 5, e minus 4, plus 6, 2. Deci e pozitiv. Pozitiv, deci pe toată zona asta e cu plus. Plus, minus, 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 supra. X la 3 minus 1 supra x pătrat minus 5x plus 6. Da. Și ar veni. La unim cu din bară. La 1 supra 0, adică 1 supra 0. Deci, bară unim punem. La 1 sau la 2 sau la 3? La 2. 2 pe 0 și 3 pe 0. Nu că e 2 pe 0. La 2, dacă mă găsi pis cu 2, vine 8 minus 1 supra 0. A, da. Deci la 2, fiindcă numitorul este, fiindcă în dreptul lui 2 este numitorul 0. Da. Și acolo unde este numitorul 0, la 2 și la 3 punem bară, da? Da. Da. Bară. Iar la 1 este 0. Când locuiești pe x cu 1, vine 1 minus 1 face 0, 0 pe ceva, e egal cu 0. Și acum începem. Până la, așa vine minus, până la 0 minus. Deci minus, minus, minus. După plus. Plus. Minus. Da. Plus. Plus. Și ne întoarcem la inecuație. Cum a cerut inecuația? Să fie ce fel de numere? Mare ca 0. Să ne dea în mare ca 0. Echivalent cu x aparține. Citim din tabel. Unde este cu mai mare ca 0? Unde obținem, unde vedem numere pozitive? Plus, adică unde vedem? De la 1 la 2. Deci x aparține de la 1 la 2. Reunit cu 3 plus infinit. 3 plus infinit. Dar dacă ar fi fost x la 3 minus 1, x la 3 minus 1 supra x pătrat minus 5x plus 6 mai mic egal ca 0, ar fi fost echivalent cu x și care îi găsim în zona. Deci dacă este mai mic sau egal, deci 11 pe 0 vine mai mic, spune, deci de la minus infinit la 0.
De la minus infinit la 1. 1. Da. Da? Deci x aparține de la minus infinit la 1. Ce fel de 1? Închis sau deschis? Închis, pentru că... Dar vrea și egal cu 0, da, da? Da? Deci la minus infinit la 1. Reunit cu... Mai vezi undeva negativ? Negativ 2 și de la 2 la 3. Da, de la 2 la 3, cum să zic la 2 la 3? Deschis. Deschis, că nu e bar aici, nu? Da. Deci nu există un 2 și între 2. Și 3. Și cu asta s-a rezolvat inecuația. Deci vezi cum se rezolvă inecuații fracționare. Să reținem bine. E numărător, e numitor, raportul, faci semnul numărătorului, semnul numitor, raportul semnului și citește în final unde este cu plus, unde este cu minus, da? Asta este toată povestea. Așa că nu avem deloc emoții când avem de rezolvat o inecuație de gradul 2. Deci nu e deloc dificil ca să rezolvi o inecuație de gradul 2. O inecuație graduală, o inecuație fracționară, da? Nu e deloc dificil. Și mai facem încă una. Vreau să fiu convins că tu te descurci acum fără nicio emoție. Iată, dacă se rezolv, avem de rezolvat inecuația. 5x pătrat, nu, 25x pătrat minus 4, totul pe lângă 3x plus 1, supra, să zicem, 8x la 3 minus 27. Mai mare ca 0. Deci să ne închipui că avem de rezolvat această inecuație. Ei desfacem paranteze. A, vrei să mulțești, da? Sau putea și nu. Dacă mulțești, îți dă x la 3, da, ca acolo e complicat. Fiecare, sigur, când o produce egal 0, fiecare e egal cu 0. Că doar tu anulezi. Da. Deci te ocupi de 25. 25x pătrat minus 4 egal cu 0. Rezultă x1 egal cu plus 5 pe 2 și x2 egal cu minus 5 pe 2. Eu cred că e 2 pe 5, că vine 4 sub 2. Pardon, 2 pe 5. Deci x1 egal cu... plus 2 pe 5, da, și minus 2 pe 5. X2 egal cu minus 2 pe 5. Apoi. La 3x plus 1 egal cu 0, echivalent cu... x egal cu... x egal cu... minus 2. X egal cu minus 2. De ce cu minus 2? Păi, 3x plus 1 egal 0, 3x egal cu minus 1. Păi, zi, gradul te este. 1 pe 3. Minus 1. Minus 1 pe 3. X egal cu minus 1 pe 3. Cealaltă, 8x la 3. 8x la 3. Minus 27 egal cu 0. 0. Cum faci aici? E de... orice. Păi, x1 ar veni 0, x2 ar veni 2 pe 3 și x3 ar veni plus 2 pe 3, nu? Cum ai făcut? Păi... ai zis 0 în una, da? Da. E la căști pe x egal cu 0, îți vezi, îți dă 0. Punctor 0, amin. Nu-i bun. Nici celălalt e nu. Cum crezi aici? Trebuie să găsim o idee. Sunt 3 rădăcini de căutat aici. Da. E gradul 3. Ar veni 2 minus 3
2x minus 3. Așa. Deci aici, în loc de 8x la 3, tu poți să zici 2x totul la 3. Minus 3 la 3. Da? Care e egal cu 2x minus 3 pe lângă 2x minus 3 pe lângă a la a doua, adică 4x la a doua, 4x pătrat, da, plus 6 plus a b. Deci formula plus a b, uite-te acolo, a, plus 6x plus 6x, 6x plus 9. Plus 9. Egal cu 0, echivalent. O luăm pe prima. Echivalent, vreau spune, o dată 2x. 2x minus 3 egal, egal cu 0. 0, ceea ce înseamnă că x egal cu 3 pe 2. Da. Iar a doua, 4x pătrat. 4x pătrat plus 6x plus 9 egal cu 0. Da. 2 numere de e, vrei să găsești odată, da? Da, e 3 și minus 3. Nu știu. E 3 ce, plus 3 da, da, 6. Da, dar x pătrat aici e 4. Ai pe A. Da. Și când ai pe A, lucrurile se complică. Da. În condiția astea, calculezi pe delta. Delta, delta zero rezultă, nu există rădăcini reale. Adică poți scrie nu există sau zici că cele două rădăcini sunt complexe. Mult mai plus reale, nu mai treci, nu le mai cauți. La revedere, nu te mai interesează. Da. Da? Și acum, ce facem? Deci x 2, 3 nu aparțin lui ea. Da? Nu sunt numere reale, ci sunt numere complexe. Și cam asta, nu? Da. Tocmai în tabelul de variația semnului. Te rog. X de la minus infinit la plus infinit. Da. Pentru mai întâi una din ele. Din ele 25. X pătrat minus 4. Pătrat minus 4. Da. Dat, 2 pe 5. Da, și minus, și 2, minus 2, pe 2 pe 5. Deci mai întâi minus 2 pe 5. Și apoi 2 pe 5, da? Da. În dreptul lor 0 și 0. Tragem linia. Așa și se pune în semnul ca să stabilim. Ar fi 1 în locul... X cu cât să nu? Păi cu 1, da? Și ar fi 25. 1 unde este? Din coace. Din coace, da. 1. Dar n-ar fi mai ușor 0? 0, este între ele? Da. 25 ori 0 ori 0. Deci e minus între ele. Minus între ele. Și plus după. Și plus după aceea. După luăm pe 3x plus 1. Da, 3x plus 1. Ne-a dat x egal cu minus, minus 1 pe 3. Da. Să vedem unde îl punem pe minus 1 pe 3. Minus 1 pe 3 ar fi... 0, oricum după minus 1, minus 2 pe 5. Ești convins că pe aici trebuie să pun, nu? Da. Adică minus 2 pe 5, părerea ta, este că minus 2 pe 5 e mai mic, mic decât minus, 2 decât minus 1 pe 3, 1 poate. Pe 3, da. Așa spui tu, da? Fapt, mai mare. Păi doar nu schimbăm, mă. Păi ori mă duc într-o parte, ori în cealaltă. Deci dacă îi punem semn de întrebare, minus 2 pe 5, pune și tu minus 2 pe 5 mai mic decât minus 1 pe 3. Ia să vedem. O fi adevărat, nu o fi?
Alo? Da, mai rămân, da. Hai, bine. Bine seara, bună. La revedere. Minus 1 pe 3 mai mare. Ce se întâmplă? Am amplificat cu prima cu 5, pe a doua cu 3, ca să fie la același numitor. Deci, așa, și atunci ar fi echivalent, aici e cu 3 și aici cu 5 e 3. De parcă ai spus că minus 6 pe 15 mai mic. E mai mic decât minus 5 pe 15. Spui ce pare adevărat sau nu? Păi 15 pe 15 nu mai are, n-ai nicio treabă. Aș mai zici că minus 6 e mai mic decât minus 5. Și adevărat? Nu. Cum? Minus 6 nu mai e în stânga? Nu ești pe minus infinit? Nimic, nu? E nimic. De ce, de ce zici nu? Că mă interesează să văd de ce zici nu. Te-ai gândit la 6 față de 5? 6 e mai mare ca 5. Nu, 6 duce mai spre stânga. Adică deci minus 6 e mai în stânga. Și e adevărat asta. Da, deci... deci e adevărat că minus 2 pe 5 e mai mic decât minus 1 pe 3. Adică pe minus 1 pe 3 îl trecem acum obligatoriu pe aici, prefer, da? Minus 1 pe 3. În dreptul ăsta de 0. Valoare, păi 0 este în zona asta? Nu, în partea asta altă 0. Să dăm 0. 3 ori 0, 0 și cu 1, 1. Plus este atunci în zona asta. Și urmă? Minus. Să vedem următoare ar fi numitorul. 8x 8x la 3 minus 27. Ce am găsit la 8x? Am găsit doar 3 pe 2. 3 pe 2. Îl trecem pe 3 pe 2, dar unde să-l trecem? 3 pe 2 e 1,5. E din coace de 2 pe 5, da? 3 pe 2. În dreptul său 0. Spunem cui îi facem. De 8x la 3 minus 27, nu? Dacă îi dăm valoarea 2, atunci ar veni 8 ori 2 la 3 e 8, 8 ori 8, 64, minus 0, cum dă plus. Plus. Da, deci dacă dai valoarea 2, 2 e dincolo, nu? Da, da, și vine dincolo de 0 plus. Plus, da. După minus. Și în partea mea toată zona asta e cu minus. Și acum scrie în fracția 25 x pătrat minus 4 pe lângă 3x plus 1, totul supra cine? 8x pătrat minus 27. 8x la 3. 4, da. Așa, minus 27, da? Da. Așa, și începem. Să vedem unde punem bară, unde punem 0 la fracția asta. Da. Mai întâi, bară se pune pentru numitor. Unde asta este 0? 8x la 3 minus 27. Unde este 0? Te duci ușor. La 3 pe 2. 3 pe 2. În dreptul lui 3 pe 2. Punem, da, bară. Că nu există. Apoi. În rest punem 0, da? Da. Punem punctată așa 0. Iarăși punctată, ca să știi, în spațiu de 0. Iar 0. 0, 0. Și începem legea. Nu se vede. Dă minus, 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 dă plus. Deci pe aici vine cu plus. Plus. Pe urmă. Minus, cum vă plus. Este de minus aici, nu? A, minus, minus. Când vine minus, minus, minus dă plus și plus cu minus. Minus, plus. Da. După minus cu plus dă minus, minus cu plus, minus. Cum? Încă o dată. Minus cu plus dă minus, minus cu minus dă plus. Deci, îți dai de minus, face da, plus, da? Da. Pe urmă. Minus. Minus, da. Și plus. Și plus, da? Da. Ei, am avut inecuația asta. Trebuia să vedem unde este cu plus. În ce zonă am cu plus. Cu plus. Deci, cu plus avem de la minus infinit. Asta trebuia, nu? Da. Minus infinit până la minus 2 pe 5. Deci echivalent. Echivalentul x aparține de la minus infinit la 2 pe 5, reunit cu
minus 2 pe 5 a fost. Da. Minus 2 pe 5 am scris așa, da, minus 2 pe 5, reunit cu? Minus mai este de la minus 1 pe 3 la 2 pe 5. Da. Minus 1 pe 3 la 2 pe 5, apoi reunit cu? Plus mai este de la 3 pe 2 la plus infinit. 3 pe 2 plus infinit. 3 pe 2 la plus infinit. Aici este mai mare ca 0. Dar dacă ți-aș fi dat mai mic egal decât 0, deci dacă ai fi avut așa 25 x pătrat, scrie și pe asta, minus 4, totul pe lângă, 3x plus 1 supra 8x la a treia minus 27 mai mic egal decât 0, unde ar fi fost asta mai mic egal decât 0? În ce zonă? De la minus infinit până la minus 2 pe 5 închis. Deci ar fi fost că x aparține de la minus infinit până la? A, nu, pardon, e mai mic. De mai la, mic. De la minus 2 pe 5 la minus 1 pe 3 închis. Deci închis la ambele capete sau numai la 1? Numai la 2. Deci? Așa. Păi uite, e 0. E 0, da. Deci da? Va fi interval închis. De la? De la minus 2 pe 5. Închis la minus 2 pe 5. 5. Închis la minus 1 pe 3. La minus 1 pe 3, da. Reunit cu? Reunit cu interval închis. Da. 2 pe 5. 2 pe 5. Și 3 pe 2. Deschis. Da. Și 2 pe 5. Închis la 3 pe 2. Deschis, da? Da. 3 pe 2. Deschis. Deschis. Iată că am răspuns corect pentru situația asta când am dorit să fie mai mic egal decât 0. Răspunsul este la minus 2 pe 5 la minus 1 pe 3 închis la ambele capete. Reunim cu 2 pe 5 deschis la 3 pe 2 închis. Da? Deci așa, iată că am pus la punct. Am găsit răspunsul, cum spuneam, corect. Ce e reținut de aici? E greu să rezolvi ecuații fracționare? Nu. E foarte simplu, nu? Câte vreme știi tehnologia de aici, faci semnul la fiecare în parte, deci nu trebuie să muncești acolo. Da. Ci pur și simplu... Păi, e obligatoriu să le iei, atunci este catechezisul. Dacă cumva ți-l dă autorul, așa cum mulțit, tu trebuie să te întoarci înapoi. Da. Deci lucrurile sunt foarte clare aici, ca să vorbim așa cu... Și fiindcă am înțeles bine așa ceva, te ocup să faci acasă, îți dau și unul ție, așa ca să, că tot ești în vacanță, da, da, tot n-ai ce face, așa. Hai să ne închipăm o inecuație care să sune așa. Mâine o discutăm. Da. Nu mâine, mâine e luni. Mâine o discutăm. Așa. Deci este vorba de x pătrat minus 7x pe lângă minus x la a doua plus 1 pe lângă 3x plus 2 totul supra 4x pătrat minus 1 pe lângă 7x minus 7x plus 3 pe lângă minus 2x plus 5 mai mare egal decât 0. Da? Da. Ai avea câte acolo de luat? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Și în final vezi acolo ce semn obții. O să închidem camera și să facem... Mai facem? Mai poți mai reziste? Da. Da? Facem sinteză? Nu, mă gândeam să mai facem o oră, nu mai facem, nu? Ajunge pe, da, pe ziua de azi. Gata. De acord cu tine. Așa. Hai să facem sinteza ore. Sinteza... de ore.
cu ce am pornit noi. Așa. A fost acolo... Niște chestiuni de limite. Da, dar am început ce am vorbit noi, noțiunea de funcție și am urmărit tigrice, nu? Tigrice, da. Deci noțiunea de funcție. De funcție. Doi, a studia, studia o funcție este echivalent cu a urmări mulțimea y-urilor care apar. Da. Da? Echivalent? A urmări mulțimea y-urilor pe care-i obținut. Asta înseamnă a studia o funcție, înseamnă a urmări mulțimea y-urilor pe care-i obținem. Și pentru chestia asta am făcut și limite, da? Deci 3. Am simțit nevoia să facem limite de funcții. Limite de funcții. Aici am văzut asimptota orizontală, verticală, da? Asimptota orizontală, asimptota verticală. După care ne-am dus la inecuații. Da? 4. Inecuații cu anții fracționale, da? Dar aici am avut ascuns studiul semnului funcției de gradul 1, de gradul 2, nu? Da. Deci aici am avut semnul funcției de gradul 1, de gradul 2, 4, 5. Semnul funcției de grad 1 și 2. Deci semnul funcției de gradul 1 și 2. Cam astea, da, spunem noi că au fost lucrurile importante care le-am avut în vedere. Să le spunem prietenii noștri că tot ce am punctat este un lucru esențial, acela că a face semnul unei fracții înseamnă să-ți închipui că la numărător ai o funcție care determină niște y, unii pozitiv, alții negativ, depinde pe zona respectivă. De ce facem semnul numărătorului, numitorului și până la raportul semnilor, lucru foarte simplu. Așa că ne oprim aici și le zicem la revedere și să nu uite să dea like și share. Mai au uitat în timpul lecției, să le mai amintim. Ei se iau cu treaba și uite de chestia asta. La revedere, dragilor!